Mănăstirea Brâncoveanu se află pe valea râului Sâmbăta, la poalele munților Făgărași. Istoria Mănăstirii Brâncoveanu începe în secolul al XVII-lea. Primele dovezi directe le avem din anul 1654, când satul și moșia din Sâmbăta de Sus au intrat în stăpânirea lui Preda Brâncoveanu, boier de loc din sudul Carpaților. Se spune că acesta a construit o bisericuță din lemn pe valea râului Sâmbăta, probabil pentru călugării sihaștri de aici. Pe locul acestei biserici, în jurul anului 1696, domnitorul Constantin Brâncoveanu, domn al țării românești între anii 1688-1714, a zidit din piatră și cărămidă o mănăstire. La sfârșitul secolului al XVII-lea, Transilvania abia scăpase de atacurile repetate ale principilor calvini. Pentru întărirea și salvarea ortodoxiei de noul pericol, cel al catolicizării, apărut prin trecerea Transilvaniei sub stăpânirea Habsburgilor în 1683, domnitorul Constantin Brâncoveanu a transformat și a reorganizat vechea mănăstire ortodoxă din Sâmbăta de Sus cu călugări sihaștri, într-o mănăstire mai mare, cu viață de obște, călugări care trăiesc, muncesc și se roagă împreună, spre a da mărturie în timp despre unitatea de neam și credința românilor de pe ambele versante ale Carpaților. Tot aici, voievodul martir înființează o școală de grămătici, un atelier de pictură in fresco și o mică tipografie pe care le instalează în noua incintă după modelul brâncovenesc folosit în toate ctitoriile domnești. Atelierul de pictură al Mănăstirii Brâncoveanu este cea mai importantă școală de pictură religioasă din țară. Aici sunt realizate picturi tradiționale pe sticlă și creații noi ce respectă vechiul stil impus de meșterii din secolele trecute. Școala de zugravi, întemeiată de Brâncoveanu la Sâmbăta, a împământenit aici stilul brâncovenesc, mai întâi în picturi murale, la bisericile din această parte a țării, iar apoi în pictura pe sticlă, al cărei leagăn de formare a fost Țara Făgărașului. Muzeul Mănăstirii Brâncoveanu deține astăzi una dintre cele mai bogate colecții de picturi vechi pe sticlă, care datează din secolele al XVIII-lea, al XIX-lea, în marea majoritate executate în manieră popular naivă, icoane pe lemn, predominant fiind stilul brâncovenesc, veșminte preoțești și arhierești, o colecție unică de carte veche, manuscrise, pergamente, scrisori, precum și o valoroasă colecție de obiecte de cult.